Actualitatea românească. Sunt cu gândul și cu sufletul alături de voi, sunt ca și voi îngrijorat când aflu cruzimea cu care reacționează cei de la putere, atunci când cereți doar drepturile cele mai elementare și totuși, totodată am și aveți mari speranțe, fiindcă luați cuvântul manifestând, fiindcă nu vă mai temeți, fiindcă prin însuși sălbătăția represiunii înțelegeți și înțelegem cu toții că le e frică de voi celor de la putere. Manifestați pașnic cu lozinci care să le spui care vă sunt năzuințele. Armele nu pot zdrobi sufletele, nu pot nimici idealurile. Nu-i provocați, fiți pașnici, dar demni, cu Dumnezeu înainte. Acesta a fost așadar mesajul adresat de regele Mihai, fostul suveran al României, în legătură cu evenimentele dramatice de la Timișoara.